Vine vara, vin vacanțele și videoclipurile fierbinți e o regulă sfântă în showbizul autohton de la care nu se abate nici Anda Adam. Îmbrăcată într-o cămașă albă, transparentă și udă, artista se răsfață în cel mai nou videoclip, Phil, în brațele unui model pe terasele de calcar din stațiunea turcă Pamukkale. Extrem de sexy și senzuală, Anda și-a dorit un videoclip incendiar și provocator, iar rezultatul, numai voi sunteți în măsură să-l judecați. Anda Adam este invitata mea azi la Observator. Bună, Anda, bine ai revenit! Bine v-am găsit! Alături de cel mai nou single al meu, Phil. Ești încântată de rezultat? Da, de obicei eu sunt destul de pretențioasă și încerc să fac lucrurile să iasă aproape perfect, dacă se poate. Și trebuie să-i mulțumesc regizorului acestui videoclip, Alex Ceaușu, pentru că peisajul și tot ceea ce ați văzut voi ca rezultat final este munca lui. A lui și asistentului lui Cristi Smărândescu. Important e să placă publicului piesa. Ce pot să spun este că piesa deja are niște rezultate foarte bune și a debutat în America de Sud. A debutat în Pero direct pe locul 10 în topuri foarte importante și în alte topuri din Europa, așa că sper vara asta. Nu e prima piesă care iese afară și ai fost și pe locul 1 în Dubai, spre exemplu, cu unul dintre singurile. Am fost în multe teritorii, mai multe single-uri și cu Love On You și cu piesa Show Me și cu Cadillac. Iar acum sperăm să se întâmple același lucru și cu piesa Phil. Concertele afară cum merg? Merg. Săptămâna viitoare o să plecăm din nou acolo unde am filmat și videoclipul, în Turcia, pentru a susține niște evenimente și toată vara o să ne mai plimbăm, aș putea spune, dar vom fi foarte mult și la mare și prin țară, așa că nu vă părăsim, suntem aici alături de voi și venim cu cel mai nou single Phil. O să ajungi în sfârșit și în Dubai, în concert? Cred că da. Despre asta poate să spună mai multe casa mea de producție, Roton, care se ocupă și de partea de booking. Din câte știu, piesele mele au fost acolo pe locul în multe topuri și probabil că, din câte știu, chiar erau niște discuții știu pentru că îți doreai asta foarte mult. Pamukkale, soare, apă, Phil ne trimite cu gândul la vacanță și știu că tu te-ai întors deja dintr-una. Pe anul acesta ai fost în America în vacanță cu Victor. E deja o tradiție vacanța asta în America, pot să spun așa? Da. Luăm vacanța asta în luna ianuarie pentru că atunci este o perioadă foarte bună de a putea pleca. Pentru că noi nu avem o activitate extraordinară în luna ianuarie, nu sunt foarte multe evenimente și atunci îmi permit să-mi iau o vacanță de 2 săptămâni sau 2 săptămâni și jumătate în care să pot să plec acolo și să o vizitez și pe mama mea. Ați vizitat și Las Vegas-ul cu ocazia asta și pot spune că ți-ai făcut oarecum și intrarea în muzică acolo. Știu că ai concertat într-un club foarte important. Da, este mai mult o sală de spectacole, aș putea spune, un club sală de spectacole, o sală cu o capacitate de vreo 2000 de persoane, unde au concertat artiști foarte mari din Statele Unite. Și asta nu s-a întâmplat în perioada în care am fost în vacanță. Am fost în vacanță în luna ianuarie și ulterior în luna februarie eu m-am întors în Statele Unite pentru a susține acest concert. Spectacol. Da. A fost super și din câte știu eu, planificăm și un turneu acum în vară, în luna august, s-ar putea un Chicago, un Miami și eventual un Las Vegas, da? Vedem. De viața personală mai ai timp? Cu atâtea turnee și clipuri peste clipuri, single-uri, muncești la foc automat? Păi, n-avem timp, dar ne facem, pentru că eu consider că noi ne putem face timp și pentru noi și încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Atunci când nu am eveniment, încerc să am grijă și de viața mea personală. Și nu prea am timp de viața mea personală în weekend, pentru că atunci noi artiștii avem cele mai multe concerte. Știu că toată lumea te întreabă, nu pot să nu o fac și eu. Sigur, te rog, dacă, nu știu ce vrei să mă întreb, dar dacă toată lumea o face. Cu nunta, ce se mai aude și te întreb asta pentru că ai făcut o declarație anul trecut, ai spus că n-ai primit încă inelul de logodnă, dar că în 2010, sigur, te măriți și suntem în 2011 și Anda Adam tot celibatară e. Nu am spus asta, am spus doar că
Este un subiect la care nu pot să dau un răspuns, pentru că noi stăm foarte prost cu timpul. Știu, așa, nu o să ne găsim timp niciodată, nu știu, probabil că o să avem la un moment dat timp să facem și asta, dar deocamdată suntem foarte prinși în diferite proiecte și nu putem stabili nimic. Adică eu consider o nuntă de fapt o petrecere la care să-i chem pe cei apropiați și să-ți chem prietenii, familia. Ca să organizezi o petrecere de genul ăsta, trebuie să știi cât de cât în următoarea perioadă ce vei face. Iar în ceea ce mă privește pe mine foarte mult, eu nu prea știu ce fac săptămâna viitoare, apoi peste câteva luni. Ce o să faci când o să ai un copil? E, ne descurcăm, ne vedem, găsim o variantă, trebuie să găsim o variantă ajutătoare, ca să zic așa. Și tocmai de aceea nici nu pot să mă pronunț și nici nu ne grăbim să facem pasul ăsta, pentru că totul e foarte imprevizibil și probabil că ne-am dat un pic peste cap ca și program. Și în perioada asta nu prea am cum să fac acest lucru, din păcate. Dar important este că noi suntem fericiți, că ne înțelegem bine, că că ne distrăm împreună, că ne facem sărbătorile împreună și că încercăm să petrecem cât mai mult timp împreună atunci când nu avem treabă și consider că asta este mult mai important. Anda, îți mulțumesc foarte mult că ai venit la Observator. Mulțumesc din suflet și vă doresc o vară minunată alături de cel mai nou single al meu fiu. Așa să fie.